În urmă cu un an de zile, în acest loc erau amplasate mai multe chioșcuri care au fost desființate de către primăria municipiului Zalău pe motiv că se dorea amenajarea unui spațiu verde. Cu toate că a trecut un an de zile, sau chiar mai bine de un an de zile, în acest loc nu s-a amenajat absolut nimic. Bună ziua! Ce părere aveți despre această zonă? Știți că aici, cu un an în urmă, erau amplasate chioșcuri. Da. Cum vi se pare acum? Păi nu mi se pare frumos, normal. E mizerie în jur, uitați și noastră, suntem civilizați? Nu. Dar conducerea județului și a orașului nu face nimic, văd că strică, dar nu pun nimic în loc. Foarte rău. Orașul arată foarte rău, nu numai aici, peste tot, să știți. Din păcate e foarte, foarte rău organizat și foarte rău amenajat peste tot, nu numai aici. Deci nu e problema numai de zona asta. Și în alte părți în Zalău tot așa este. Aici atunci s-a dorit desfințarea celor chioșcuri pentru că stricau aspectul Zalăului. Și acum tot așa, e mai rău decât atunci. Din păcate. Foarte urât arată, dar asta este. Ar trebui să pună mâna cine trebuie să facă ceva mai... Chiar aici, în fața spitalului, arată dezastros. Da, da. E mai bună. Curățenie. Se dorea amenajarea unui spațiu verde. Din câte vedem noi, încă nu s-a amenajat. Acum nu se vede că e toamnă. Bine, dar a trecut un an de zile. La primăvară o să se vadă. Pe asta e datoria primăriei. Ce să zicem, nu? Credeți că până la anul se va realiza ceva, dacă tot au fost desfințate acele chioșcuri? Cred, cred. Urât. Urât. Ar trebui amenajat un pic, cât de cât. Foarte urâtă. Prostă. Da, am înțeles că se va face sângeratoriu acest și din cauza asta, probabil nu a început încă lucrările. Da, dar din câte știm noi, de mai bine de un an de zile a fost lăsat așa în paragină. Chiar un an de zile nu, că erau chioșcuri și astea, ci era mai acoperit locul. Da, da, de când s-au desfințat chioșcurile. Nu s-a făcut nimic, efectiv. Asta e adevărul. Nu-i frumos, dar avem ce face. Asta datorită domnilor. Înțelegeți? Noi să luăm atitudine. Cine ascultă de părerea noastră? În primul rând. Zeci de familii au rămas pe drumuri după ce primăria le-a hotărât soarta, însă au fost și alții mai norocoși care nu au fost desfințați.